Scandal în Parlament, proiectul de înființare a Comisiei de Anchetă pentru alegerile din 2009 a fost retras din plen după ce parchetul a deschis o anchetă în acest caz. Cu toate acestea, Coaliția de Guvernare a anunțat că nu va renunța la anchetă, ci doar va reface statutul Comisiei. Cu 278 de voturi pentru și 17 voturi împotrivă, propunerea de retrimitere a fost adoptată, termen o săptămână. Aleșii au decis să retrimită la Comisia Juridică proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de Anchetă cu privire la alegerile prezidențiale din 2009, totul după ce parchetul a deschis un dosar după dezvăluirile făcute de Dan Andronic. Coaliția de Guvernare a dorit astfel să scoată din competența Comisiei faptele anchetate de parchet. Au fost și momente tensionate în plen. Raluca Turcan a stârnit râsul după ce i-a acuzat pe cei din Coaliția de Guvernare de lipsă de imoralitate. Această Comisie de Anchetă a fost propusă spre a fi constituită și condusă de o persoană condamnată definitiv pentru furt electoral. Este o lipsă de imoralitate și de profesionalism cum rar poți să-ți închipui. Una este să afli dacă un vot a fost corect și una este să afli dacă în interiorul PSD au fost trădări și cel pus să supravegheze dacă au fost trădări este șeful lor condamnat definitiv pentru furt electoral. Și useristul Mihai Goțiu a stârnit zâmbete după ce le-a urat bună dimineața aleșilor, asta în condițiile în care Goțiu era surprins în urmă cu ceva timp, dormind în plen. Domnilor președinți de ședință, stimate colegi, stimați colegi, bună dimineața! Mă bucur că măcar o parte dintre dumneavoastră sunteți prezenți și v-ați făcut timp. Liderul PSD Liviu Dragnea nu a ratat ocazia de a taxa gafele adversarilor politici. Vreau doar să fac câteva precizări. Cu lipsa de imoralitate care mă caracterizează, vreau să vă precizez că nu este vorba de niciun pas înapoi. Doar luând act de trezirea bruscă, nu a dumneavoastră, a parchetului general, copiind aproape prin copy-paste obiectivele din proiectul de hotărâre privind înființarea Comisiei, s-a decis să se retrimită la Comisie acest proiect pentru a se reformula obiectivele. Fostul președinte Traian Băsescu a cerut și el înființarea Comisiei pentru ca cei din PSD să se facă de râs. PSD-ul trebuie să facă de râs până la capăt. Poate această Comisie va aduce aminte PSD-ului că în anul 2009, în secțiile de votare, eu aveam un singur reprezentant, iar marea alianță politică care îl susținea pe domnul Gioană avea reprezentant PSD, PNL, UDMR, PC. Deci, poate vreți să explicați cum a reușit să fure unul singur când patru hoți erau cu mâinile prin buletinele de voturi.